cum ziceam încă de duminică, câștigătorul principal al acestor alegeri este democrația. Numărul celor veniți la vot a fost mare, dacă ne gândim la premisele deloc încurajatoare. În condițiile în care libertatea și democrația luptă din greu în întreaga lume cu dictaturile și tentația dictaturii, ați exercita dreptul de vot e o victorie. E de bine. A câștigat corcitura PSD-PNL, întrucât și socialdemocrații și liberalii sunt pro-UE și NATO, iar la Bruxelles blocul partidelor de centru păstrează controlul, e de bine. Câtă vreme România rămâne orientată spre Occident, pe mine unul nu mă mai interesează prea mult cine e la guvernare. Cei nemulțumiți de scorul masiv al PSD-NL ar trebui să se gândească și la celelalte posibilități. AUR, USR plus PMP plus FD, AUR e pe locul 3 la votul politic, dar s-a ofilit considerabil față de sondajele de astă iarnă. Nicio șansă să se apropie de guvernare. Dacă ne comparăm cu izbânzile ultrașilor din țări mai pricopsite ca Franța, Austria, Germania, Italia, Olanda, Danemarca sau Belgia, e de bine. Însă înfrângerea USR ca forță de opoziție pro-vest și anti-Putin a făcut rău echilibrului politic din România. Practic, prin singurul rezultat bun ca partid în Consiliul General al Capitalei și rezultatele slabe la nivel național, USR s-a întors sub ranga lui Drulă la statutul de USB de pe vremea lui Nicușor Dan. Preocupat intens de candidatura sa la Cotroceni, egolatrul Drulă a înșghebat alianța cu bicisnicele PMP și partidulețul lui Orban, care i-a gonit votanții în loc să-i aducă. A împânzit capitala cu poza lui, deși nu candida la nimic. USR sprijinindu-și în schimb prea puțin spre deloc candidații la locale și europarlamentare. Clotilde Armand și Radu Mihaiu au fost lăsați să se descurce singuri în lupta pe muchie de cuțit cu PSD și PNL. Egolatrul Drulă nu s-a gândit nicio clipă să-și amâne demisia până la tranșarea situațiilor din sectoarele 1 și 2. Nu e de bine. În schimb, de rău, ba chiar rău de tot pentru toți, o să fie nota de plată încărcată de pomanagerii PSD-PNL cu care s-au câștigat alegerile. Post scriptum. După ce în România au fost vârâte ilegal tone de deșeuri din Europa, exportăm și noi la Bruxelles, cu acte în regulă, niște gunoaie toxice. Șoșoaca și cicisbeul ei. Nu-i rău.